Săptămâna trecută am profitat de perioada mai liniștită și mi-am făcut timp ca să completez declarația unică aferentă veniturilor realizate în 2023, respectiv a veniturilor estimate pentru 2024. Întrucât termenul limită pentru depunerea declarației unice este 27 mai 2024, în videoclipul de astăzi vreau să fac un scurt tutorial în care să-ți arăt cum se completează declarația unică atunci când obții venituri sau câștiguri de pe urma investițiilor la bursă pe care le-ai făcut. Așadar, în minutele următoare îți voi prezenta pașii pe care eu îi fac înainte să mă apuc să completez declarația unică, ce schimbări am observat în procesul de completare a declarației unice în urma modificărilor care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023 și interpretarea mea asupra câtorva aspecte care nu sunt foarte clare. Înainte să începem însă, vreau să precizez că eu nu sunt consultant fiscal. Tot ce îți voi prezenta în continuare se bazează pe interpretarea mea a informațiilor disponibile în codul fiscal, în anexa cu instrucțiuni de completare a formularului 212 publicată de ANAF, în ghidul privind completarea declarației unice publicat de Investimental în parteneriat cu avocatnet.ro, în diverse materiale publicate pe această temă de specialiști în fiscalitate și pe experiența mea de investitor care își completează singur declarația unică începând cu anul 2018. Drept urmare, dacă simți că situația ta este mai complexă și explicațiile pe care ți le voi prezenta în minutele următoare, precum și resursele pe care îți recomand să le consulți, nu sunt suficient de detaliate, consider că cel mai bine ar fi să apelezi la un specialist în fiscalitate care să te ajute să completezi declarația unică. Acestea fiind spuse, avem foarte multe de acoperit. Așa că, să dăm drumul la treabă! Când vorbim de completarea declarației unice pentru venituri sau câștiguri din investiții la bursă, eu mă voi concentra pe trei categorii de venituri care se încadrează aici. Venituri din dobânzi, venituri din dividende și câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare. Din câte am observat eu lucrând cu oameni în ședințe 1-1 sau în cadrul procesului de planificare financiară, astea sunt cele mai comune tipuri de câștiguri obținute de pe urma investițiilor la bursă. Cu toate astea, vreau să știi că mai sunt trei tipuri de câștiguri care sunt categorisite drept venituri din investiții conform definiției publicate în codul fiscal. Însă nu mă voi concentra pe ele pentru că se întâlnesc foarte rar atunci când facem investiții pe termen lung. Acum, hai să vedem cum arată procesul de completare a declarației unice. Primul lucru pe care eu îl fac înainte să încep să completez declarația unică este un centralizator. Adică îmi creez un document Google Sheets în care îngrupez veniturile și câștigurile obținute din investiții la bursă pe cele trei categorii menționate mai devreme. Informațiile necesare pentru a completa centralizatorul le extrag din fișele de portofoliu puse la dispoziție de brokerii la care am deschise conturi, respectiv fișele de venituri din dobânzi puse la dispoziție de băncile cu care lucrez. Odată ce am făcut împărțirea pe categorii, următorul pas este să împart veniturile și câștigurile în funcție de țara de proveniență. Al treilea pas, pe care a trebuit să-l fac pentru prima dată anul ăsta, este să separ câștigurile din transferul titlurilor de valoare în funcție de domiciliul brokerului folosit. Adică să-mi notez care au fost obținute prin intermediul unui broker considerat domiciliat în România și care nu. Odată ce am completat centralizatorul și am împărțit totul pe categorii de venit, pe țări de origine și pe domiciliile intermediarilor, mă pot apuca de completarea declarației unice. Așa că, în continuare, îți voi prezenta cum aș completa eu declarația unică pentru fiecare dintre cele trei categorii de venit, ținând cont de particularitățile lor. Și vom începe cu veniturile din dobânzi. Conform codului fiscal, în categoria dobânzilor intră în principal dobânzi obținute din obligațiuni, dobânzi obținute pentru conturile curente, depozitele la vedere, colaterale și la termen, suma primită sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate și alte venituri obținute din deținerea de titluri de creanță. În interpretarea mea, aici intră și beneficiul de tip dobândă pe care anumiți brokeri îl oferă investitorilor pentru banii neinvestiți. În ceea ce privește cota de impozitare a dobânzilor, în România ea este de 10%. Acum, dacă plătitorul de dobândă este o entitate din România, impozitul pe dobândă este reținut la sursă. Probabil ai văzut acest lucru menționat atât pe site-urile băncilor, cât și în extrasul de cont dacă ai avut vreodată deschise conturi de economii sau depozite bancare. În consecință, ele nu mai trebuie trecute în declarația unică. De asta nici nu o să vezi o astfel de opțiune în secțiunea referitoare la impozitul pe veniturile realizate în România. În schimb, dacă ai primit dobânzi de la emitenți domiciliați în afara României,
va trebui să le declar în declarația unică. Iar dacă este cazul, să plătești impozit. Plata impozitului în România este condiționată de două lucruri. În primul rând, dacă s-a reținut impozit la sursă, așa cum se întâmplă în România, iar în al doilea rând, de existența sau nu a unei convenții de evitare a dublei impuneri între țara plătitorului de dobândă și România, precum și dacă s-au aplicat prevederile sale. Iar acum voi prezenta pașii pe care trebuie să-i urmezi ca să declar veniturile din dobânzi obținute din străinătate. Și vom folosi ca exemplu dobânzi obținute în urma deținerii de obligațiuni corporative la companii domiciliate în Statele Unite în valoare brută de 5.000 de lei. Ca să declar veniturile din dobânzi obținute din străinătate, trebuie să selectezi secțiunea 2.1 date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate. Și apoi să apeși pe butonul Salt la secțiune. Primul lucru pe care trebuie să îl completezi este țara în care s-a realizat venitul. În exemplul nostru vorbim despre venituri obținute în urma deținerii de obligațiuni corporative la companii domiciliate în Statele Unite. Așa că o să trecem Statele Unite. Apoi, la categoria de venit, selectezi dobânzi. În partea stângă o să apară un text nou unde vei vedea câteva instrucțiuni legate de modul de completare a declarației unice. La secțiunea Metoda de evitare a dublei impuneri se bifează opțiunea în funcție de mențiunile din Convenția de evitare a dublei impuneri. În exemplul nostru este vorba de creditul fiscal. Iar apoi treci la completarea cifrelor. La linia 1 treci venitul brut obținut sub formă de dividende din Statele Unite. În cazul nostru ar fi vorba de 5.000 de lei. Impozitul pe venit datorat în România se va calcula în mod automat. La linia 8, impozit pe venit plătit în străinătate, notezi suma totală a impozitului reținut la sursă. Nu uita că trebuie să ai dovada plătirii respectivului impozit. Dacă s-a completat formularul W8PEN, atunci plătitorul de dobândă a reținut la sursă 10% din valoarea venitului brut, adică tot 500 de lei. La linia 9, credit fiscal, se trece minimul dintre impozitul pe venit datorat în România și impozitul pe venit plătit în străinătate. În exemplul nostru, cele două valori fiind egale, o să trecem tot 500. Iar diferența de impozit de plată se va calcula automat. Bineînțeles, dacă ai obținut venituri din dobânzi dintr-un stat care nu a reținut impozit pe dobândă la sursă, câmpurile 8 și 9 rămân libere. Iar astfel, diferența de impozit de plată este egal cu impozitul pe venit datorat în România. Și repeți pașii pentru fiecare țară din care ai încasat venituri sub formă de dobânzi. Următorul tip de venit despre care o să vorbim este venitul din dividende. El este tratat similar cu venitul din dobânzi. Singura diferență majoră este cota de impozitare aplicată, care este de 8%. Așadar, dacă societatea care plătește dividendele este o entitate din România, impozitul pe dividende este reținut la sursă. În consecință, dividendele respective nu mai trebuie trecute în declarația unică. De asta, din nou, nu o să vezi posibilitatea de a bifa această opțiune în secțiunea referitoare la impozitul pe veniturile realizate din România. În schimb, dacă ai primit dividende de la companii domiciliate în afara României, va trebui să le precizezi în declarația unică. Iar dacă este cazul, să plătești impozit. Plata impozitului în România este din nou condiționată de aceleași lucruri. În primul rând, dacă s-a reținut impozit la sursă, iar în al doilea rând, de existența sau nu a unei convenții de evitare a dublei impuneri între țara plătitorului de dividende și România, precum și dacă s-au aplicat prevederile sale. Iar acum voi prezenta pașii pe care trebuie să-i urmezi ca să declar veniturile din dividende obținute din străinătate. Și vom folosi ca exemplu dividendele încasate de la companii domiciliate în Statele Unite în valoare brută de 7.000 de lei în cazul în care s-a completat formularul W8BEN și se aplică prevederile Convenției de evitare a dublei impuneri. Ca să declari dividendele încasate de la companii domiciliate în străinătate, trebuie să mergi tot la linia date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate, să o bifezi și să apeși pe butonul Salt la secțiune. Din nou, primul lucru pe care trebuie să-l selectezi este țara în care s-a realizat venitul. În exemplul nostru, vorbim despre venituri din dividende încasate de la companii domiciliate în Statele Unite. La categoria de venit, bifăm dividende. În ceea ce privește metoda de evitare a dublei impuneri, se bifează opțiunea în funcție de mențiunile din Convenția de evitare a dublei impuneri. În exemplul nostru, este vorba despre metoda creditului fiscal. Apoi, primul lucru pe care trebuie să îl treci este venitul brut
obținut sub formă de dividende din Statele Unite. În exemplul nostru, am zis că acesta este de 7.000 de lei. De data asta, impozitul pe venit datorat în România nu se mai calculează automat. Așa că va trebui să-l introduci manual, înmulțind venitul brut cu 8%. Pentru că vorbim de situația în care s-a completat formularul W8BEN și se aplică prevederile Convenției de evitare a dublei impuneri, compania plătitoare de dividende a reținut un impozit la sursă. Iar, conform Convenției de evitare a dublei impuneri dintre România și Statele Unite, acesta poate fi de maxim 10%. Deci, la impozit pe venit plătit în străinătate, trebuie trecut 700 de lei. Din nou, nu uita că trebuie să ai dovada plătirii respectivului impozit. La linia 9, credit fiscal, se trece minimul dintre impozitul pe venit datorat în România și impozitul pe venit plătit în străinătate, iar apoi, linia 10, diferență de impozit de plată, se va actualiza automat. Atenție însă! Dacă brokerul nu a aplicat prevederile Convenției de evitare a dublei impuneri, impozitul reținut la sursă, care în cazul Statelor Unite ar fi de 30% din valoarea dividendului brut, nu mai poate fi considerat un credit fiscal și scăzut din impozitul datorat în România. În astfel de situații, va trebui să plătești un impozit pe dividende de 8% și în România, raportat la venitul brut din dividende. În cazul în care nu se reține impozit pe dividende la sursă, atunci lucrurile sunt simple. Pașii sunt identici, cu excepția ultimei părți, unde liniile impozit pe venit plătit în străinătate și credit fiscal vor fi zero. Iar astfel, impozitul calculat de tine este egal cu impozitul pe care trebuie să-l plătești în România. În ceea ce privește impozitarea câștigurilor din transferul titlurilor de valoare, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a fost adăugat un nou criteriu de diferențiere în codul fiscal. Pe lângă domiciliul emitentului a cărui instrumente au fost tranzacționate, acum trebuie să ținem cont în mod special de domiciliul intermediarului folosit. Așadar, dacă intermediarul pe care îl folosești pentru a tranzacționa titluri de valoare este domiciliat în România, așa cum este Investimental, sau are un sediu permanent în România, așa cum este XTB, cotele de impozitare pentru câștigurile din tranzacționare sunt 3% pentru câștigul obținut din vânzarea de instrumente financiare deținute pe o perioadă mai mică de 365 de zile, respectiv 1% pentru câștigul obținut din vânzarea instrumentelor financiare deținute pentru o perioadă de cel puțin 365 de zile. Partea bună este că, în această situație, obligația calculării, declarării, reținerii și plătirii impozitului aferent câștigului îi revine brokerului, indiferent dacă instrumentele tranzacționate aparțin unor emitenți din România sau din străinătate. Așadar, tu nu trebuie să completezi nimic în declarația unică. Dezavantajul ar fi că pierderile nu mai pot fi folosite pentru a compensa câștigurile, astfel încât să fii impozitat doar asupra rezultatului net obținut de-a lungul anului. Toate câștigurile sunt impozitate individual, în timp ce pierderile sunt definitive și asumate de investitor. În schimb, dacă folosești un intermediar domiciliat în afara României, așa cum sunt Trading212 sau Interactive Brokers, responsabilitatea calculării, declarării și plătirii impozitului îți revine ție ca investitor. Iar de data asta, cota de impozitare aplicată este de 10%, indiferent de perioada de deținere a instrumentelor financiare. Partea bună este că impozitul se calculează în funcție de câștigul net anual impozabil. Drept urmare, ai posibilitatea să deduci pierderile încasate din câștigurile obținute de-a lungul aceluiași an, tranzacționând instrumente financiare ale unor emitenți domiciliați în aceeași țară. Iar astfel să aplici cota de impozitare de 10% doar asupra câștigului net sau să nu plătești niciun impozit dacă ai înregistrat o pierdere netă de-a lungul anului. Deci atenție, nu poți scădea pierderile înregistrate tranzacționând instrumente financiare din Marea Britanie din câștigurile obținute din tranzacționarea de instrumente financiare din Statele Unite. Se pot compensa doar câștigurile cu pierderile din Marea Britanie, respectiv câștigurile cu pierderile din Statele Unite. Mai mult, dacă diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate pe parcursul unui an este negativă și astfel se înregistrează o pierdere netă, ea poate fi trecută în declarația unică și folosită pentru a diminua câștigul net anual impozabil viitor, iar astfel să plătești un impozit mai mic în anii care urmează. Acum, hai să vedem un exemplu de completare a declarației unice pentru câștigurile înregistrate în urma tranzacționării de unități de fond ale unui ETF domiciliat în Irlanda,
prin intermediul unui broker care este domiciliat în afara României. Acest tip de câștiguri sunt trecute în declarația unică, tot la secțiunea date privind veniturile realizate din străinătate. Din nou, prima dată trebuie notată țara în care s-a realizat venit. De data asta vom trece Irlanda. La categoria de venit vom bifa transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului din investiții. De obicei, câștigurile din transferul titlurilor de valoare nu sunt impozitate la sursă. Așa că vom sări peste secțiunea referitoare la metoda de evitare a dublei impuneri și vom merge direct la completarea sumelor. Aici, conform exemplului nostru, la linia 3, venit net sau câștig net anual, vom trece 50.000 de lei. Linia 4, pierdere netă anuală, se completează doar dacă pe parcursul anului de impunere ai avut pierderi mai mari decât câștigurile. La linia 5, completezi doar dacă ai avut pierderi fiscale nete anuale reportate din anii precedenți. Nu uita că trebuie să fi declarat acele pierderi prin intermediul declarației unice, astfel încât să le poți deduce acum. Linia 6, câștig net anual impozabil, se calculează automat, la fel și linia 7, impozit pe venit datorat în România, aplicându-se cota de 10%, iar la final, linia 10 îți arată cât impozit ai de plătit în România pentru acest tip de câștig. Dacă ai avut câștiguri nete anuale sau pierderi nete anuale de la emitenți care sunt domiciliați în mai multe țări, repeți acești pași pentru fiecare țară în care ei sunt domiciliați. Aici mai vreau să fac o mică precizare. Teoretic, ai putea să tranzacționezi instrumente financiare ale unor emitenți din România prin intermediul unui broker domiciliat în afara României. De asta și există în declarația unică, la secțiunea intitulată Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, posibilitatea de a bifa opțiunea, transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare. Cu toate astea, eu nu am întâlnit în practică astfel de scenarii. Însă, ca idee, pașii de declarare sunt aceiași. Acum, hai să vorbim un pic și despre baubaul declarației unice, și anume CSS-ul. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, pe scurt CSS, este puțin mai complicată, întrucât ea nu este legată de o singură categorie de venit. Ca să determin dacă trebuie să plătești CSS, trebuie să aduni toate veniturile de natură extrasalarială pe care le-ai obținut pe parcursul anului anterior și să le compari cu cele 3 praguri ale CSS. Sunt 7 tipuri de venituri de natură extrasalarială care se declară prin declarația unică în vederea stabilirii obligației de a plăti CSS, iar 5 dintre ele sunt cele mai comune, și anume venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, adică chirii, venituri și sau câștiguri din investiții, venituri din alte surse, în special criptomonede. După cum poți să observi, toate cele 3 categorii de venituri despre care am discutat în prima parte a videoclipului sunt comasate în secțiunea venituri și sau câștiguri din investiții. Așadar, ca să determin dacă, pe lângă impozitul pe venit, trebuie să plătești și CSS pentru veniturile obținute pe parcursul anului anterior, trebuie să aduni sumele aferente tuturor acestor categorii de venituri și să le compari cu pragurile CSS. Iar ele sunt 6 salarii minime brute, 12 salarii minime brute sau 24 de salarii minime brute. Acum, hai să vedem cum trebuie completată declarația unică când vine vorba de CSS. Ca să poți completa declarația unică pentru partea de CSS, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să bifezi secțiunea 1.3.2 date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată. Și apoi să apeși pe butonul Salt la secțiune. Odată ajuns la secțiunea corespunzătoare, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să bifezi în care categorie te încadrezi. Aici este foarte util centralizatorul menționat la început, pentru că în el vezi care sunt veniturile totale încasate pe parcursul anului 2023. Indiferent dacă ele au fost impozitate la sursă sau a trebuit să le declari mai devreme în declarația unică. Trebuie să recunosc, mi se pare ciudat că trebuie să bifezi intervalul în care te încadrezi înainte să treci efectiv sumele. Asta îmi sugerează că ANAF-ul te încurajează să ai un centralizator înainte să te apuci de treabă. Apoi, va trebui să completezi tabelul cu suma veniturilor realizate din România și din afara României pentru fiecare din cele 7 categorii de venit. Dacă nu ai venituri din acea categorie, va trebui să treci 0.
baza anuală de calcul a CASS și CASS datorată se va calcula automat în funcție de ce ai bifat la primul pas. Acum, există o controversă destul de mare când vine vorba de sumele pe care trebuie să le aduni ca să identifici dacă ai depășit sau nu pragurile CASS. Ea este cauzată de faptul că două lucruri nu sunt explicate foarte bine. În primul rând, nu e foarte clar dacă poți să scazi pierderile înregistrate din tranzacționarea cu instrumente financiare prin intermediar din România sau cu sediu permanent în România. În al doilea rând, nu e foarte clar dacă poți să scazi pierderile din anii anteriori din câștigurile înregistrate în anul pentru care declari, astfel încât să ai o bază CASS mai mică. Din păcate, în urma cercetărilor mele, am observat că nu există o interpretare unitară, iar ANAF-ul încă nu a prezentat un răspuns definitiv pe care te poți baza. Așa că o să-ți prezint în continuare interpretarea mea. Bazându-mă pe informațiile disponibile în anexa cu instrucțiuni de completare a formularului 212, aș spune că, dacă vorbim de tranzacții efectuate prin intermediari domiciliați în afara României, nu toate pierderile se scad, iar raționamentul meu este următorul. La punctul 32 se menționează că încadrarea în plafonul anual se efectuează prin cumularea venitului și sau câștigului net din investiții, stabilit conform articolelor 94-97 din codul fiscal. Iar articolul 96 din codul fiscal spune în felul următor: câștigul net anual sau pierderea netă anuală se determină ca diferență între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului, din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare. În consecință, dacă pe parcursul anului de impozitare ai avut câștig net în urma tranzacționării de instrumente financiare domiciliate în Irlanda și pierdere netă în urma tranzacționării de instrumente financiare domiciliate în Statele Unite, câștigurile din Irlanda se iau în considerare pentru încadrarea la plafonul CASS, dar nu pot fi compensate cu pierderile din Statele Unite. Este oarecum similar cu situația stabilirii impozitului pe venit, unde nu poți compensa câștigurile dintr-o țară cu pierderile din alta. Astfel, suma totală cu care te raportezi la pragurile CASS va fi mai mare. În plus, nu pot fi scăzute din suma totală care va fi comparată cu pragurile CASS, nici pierderile înregistrate în anii anteriori. Chiar dacă se referă la pierderi înregistrate în urma tranzacționării de instrumente financiare din aceeași țară. Alea se pot scădea doar când stabilești câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare pentru impozitul pe venit. În ceea ce privește tranzacțiile cu instrumente financiare efectuate prin intermediari considerați cu domiciliul în România, unde se aplică prevederile articolului 96 indice 1, în interpretarea mea se păstrează aceleași reguli ca și în cazul stabilirii impozitului pe venit. Mai exact, câștigul net este considerat câștigul încasat după reținerea impozitului de către broker, iar pierderile sunt definitive și asumate de investitor. Și îmi bazez interpretarea pe mențiunile trecute în anexa cu instrucțiuni de completare a formularului 212, referitoare la celelalte două categorii de venituri discutate în cadrul videoclipului. Acolo se precizează că, în cazul dobânzilor, se iau în considerare sumele încasate. Deci, în interpretarea mea, vorbim de dobânda netă dacă s-a reținut impozit la sursă sau dobânda brută în caz contrar. Iar în cazul dividendelor, se iau în considerare sumele încasate distribuite începând cu anul 2018. Din nou, în interpretarea mea, vorbim despre dividendele nete dacă s-a reținut impozit la sursă sau dividendele brute în caz contrar. Repet, astea sunt doar interpretările mele pe baza tuturor resurselor pe care eu le-am studiat pe acest subiect. De aceea, îți recomand să le studiezi și tu înainte să completezi declarația unică. Am pus link-uri către toate în descriere. Odată ce ai terminat cu partea mai complexă a declarației unice, o ultimă secțiune pe care îți recomand să o completezi este cea referitoare la destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net sau câștigul net anual impozabil. Asta este o modalitate foarte simplă de a susține o entitate non-profit sau a oferi o bursă privată. Și nu te costă nimic în plus, întrucât este responsabilitatea statului să vireze un procent din impozitul pe care îl încasează de la tine către entitatea pe care ai ales să o sprijini, respectiv bursa privată pe care ai ales să o acorzi. Am pus acum pe ecran un exemplu de completare a secțiunii pentru susținerea unei entități non-profit. După cum vezi, este foarte simplu, întrucât sunt doar 3 câmpuri care trebuie completate
cu datele disponibile pe site-ul asociației pe care vrei să o susții. Aceștia ar fi pașii pe care trebuie să-i urmezi ca să completezi declarația unică pentru veniturile și sau câștigurile din investiții la bursă obținute începând cu 1 ianuarie 2023. După cum ai văzut, completarea ei nu este foarte complicată. În schimb, stabilirea sumelor pe care urmează să le treci în ea necesită ceva mai multă atenție. Dacă ar fi să recapitulăm, recomandarea mea ar fi ca prima dată să-ți faci un centralizator, ca să vezi ce tipuri de venituri sau câștiguri ai, care dintre ele au fost impozitate la sursă și care trebuie declarate de tine, iar apoi să iei fiecare secțiune și să o completezi cu datele corespunzătoare. După părerea mea, tot procesul nu ar trebui să-ți ia mai mult de 2 ore, deci poate fi făcut ușor într-o după-amiază mai liniștită. Acestea fiind spuse, eu îți mulțumesc că ai urmărit videoclipul până la final. Dacă ți-au plăcut informațiile prezentate în el, apasă pe butonul de like și abonează-te la canal. De asemenea, dacă ești interesat să începi să investești și vrei să te ajut să-ți construiești un plan de economisire și investiții personalizat, poți apela la serviciul meu de audit și planificare financiară. În cadrul lui vom face o serie de întâlniri 1-1 în care vom discuta în detaliu despre obiectivele și provocările tale financiare, iar eu te voi ajuta să creezi și să implementezi un plan de economisire și investiții pe care să-l gestionezi cu minim de efort. Ca să afli mai multe informații despre serviciu și să înțelegi cum decurge procesul de elaborare a unui plan financiar, te invit să apeși pe linkul din descriere și să citești informațiile de pe pagina de prezentare. Pe lângă asta, nu uita că poți să primești o acțiune gratuită în valoare de până la 100 de euro de la Trading212 dacă folosești codul promoțional OVIDIU după ce te înregistrezi. Nu în ultimul rând, dacă vrei să vezi ce este un plan financiar și cum ai putea beneficia tu de pe urma lui, apasă pe videoclipul care a apărut acum pe ecran.